Hai, papa! Ăla-i, super, hop! Așa, Marian! Super, Marian! Marian, nu? Bine, bine, da! Marian, bine te-am găsit! Aici cu prietenul tău, cu Petre, un băiat forțos. Petre, ești luptător tu? Ha? Muncitor. Zic, ai o freză făcută cum au luptătorii de azi. Fă la frizer astăzi. Ai fă la frizer? Vine sâmbătă. Super, unde o să ieși? Unde ne cheamă femeile. Și, nu, nu-i rău. Numai pe el îl cheamă? Da. Așa. Marian, aici la tine, la Giriș, am fost data trecută, dar am fost pe fugă, vorbisem cu Emil, mă sunase pe la miaz, face Cristi, când vii pe la mine? Păi când zici tu, acum. Na, și am ajuns pe la el după masă și așa a fost situația. N-are nimic. Și, na, e bine că ne înțelegem și că, dacă nu comunicăm și nu ne înțelegem, nu? Da, sigur. Așa. În trecut am mai fost la tine, ai mai avut un armăsar negru. Tot așa ai avut iepe frumoase. Ai mult zaie ce ți-a făcut fie mult. Ce o ține Petre, așa-i? Da. Și ai mai avut și... Mai am încă doi la grajă. Îi mai e la grajă, așa-i? Așa. Marian, aici un mânz sau mânză, mânz? Mânz. Un mânz foarte mânz frumos. Mânz de un an. Un an? Da. Foarte frumos. Hai, copile! Op. Din ce apă? Din de afară, de acasă. De acasă? Oh. E frate cu aia, cine mamă și de tata. Aici să înțelegem că tu ești un băiat crescător de cai. Și cam ce ai de la tine din fermă, așa ai? Da. Ce nume ai pus lui? Uragan am zis că tu. Uragan. Uragan ai zis că tu. Mhm. Trebuie și mai duc la curățatul ăsta, dar n-am atâta timp. Cine îți curăță aici? La Vest, un băiat care vine de la... De la Brașov. La Brașov. Așa. Și băiatul e poscovar. Nu l-am cunoscut până acum. Păi nu, acum... Să nu am luat legătura, oricum. Da. Aici prietenul Marius. Hai, Marius, să te vedem. Da, e s-o rupt un pic din unghii. Dacă nu a fost curățat. Zic tot. Marius, ce părere ai tu de... Frumos. Frumos, așa-i? Mi-am dat seama că ceva legătură au ăștia, că au și albul pe picior. Da, și... Au multe trăsături. În comun, așa-i? În comun, da. Numai că aia e apă și... Iar am și întrebat pe băiat că-s frat, o zic că nu, dar... Hai, Petre, și tu te rog în partea asta. Sau el dai tu lui Petre să-l țină pe mânz? Da. Ha? Da. Lasă coțină acolo. Ia, vezi că eu... Așa. Vine aici. Uragan! Asta e mânză gestantă de 4 ani. Opta. Da? Opta! Cu ce armă s-a remontat-o? Unul a fost aici pe zonă la noi, i-a murit calul. Ha? Cu un sur puternic a fost aici la noi în zonă. Și? A băbălit o iapă la 9 zile, l-a lovit. Aici, în partea asta, și rup costele, costele băiat în plămâni. Un armăsar foarte puternic. Am înțeles. Un sur. Uh-huh. Am mânză din armăsarul ăla. La grajd. Aha. Hu. Ia, cât timp zici că are? 4. Când am văzut-o noi prima dată? Avea un an, așa sau cât avea? 2. Avea 2 ani? Era gestantă cu ăsta. Asta e de la ea. Ha? Negru ăsta e de la ea. E de la ea și tată la negru care e? La Blaga, la Florin. Aici la Rol. Aha. Mai am ceva la graj. Aha. O să duci cai încolo către graj? Nu îi duc acum. Îi mai lași în pășune? Da. Am înțeles. Hai. Păi să-l duc acolo. Unde să-l ducă? Îl duci la graj? Păi va. Bine, du-l.
Nu scăpa. Nu te te. Nu stă rău, Petre, cu brațul. Ce este forță. Aș vrea să am eu un pic de forță ta. Babane. O să o duc și pe ea. Da. O să meargă și mânge ăștia mici, să-i mărțică. Aha. No, bun, atunci ne pregătim și mergem la tine, să ai la fermă. Așa, Marian, aici la tine la grajd, unde am mai fost noi odinioară, da. Aici o frumoasă apă pe care noi am văzut-o și în trecut. Mama lua aia doi ce i-am văzut acolo afară. Așa, nu te-am întrebat de ce, cei trei mici, mânci mici, ce nume au? Le-ai pus numele aia mici? Nu ies cumpărat, am văzut și... Am înțeles. Da, mai încă. Am înțeles. Așa, deci ea, cum o cheamă? Bobby. Ia, aici Bobby, cu frumoasa ei mânză. Cu Zara. Cu 3 săptămâni. Cu Zara. Care e tatăl la Zara? Din surul ăla ce s-a zis. E din surul ce ai zis tu că... E din surul ce ai zis tu că l-a avut omul ăla. Da. Dar sura știe mânza. Da, da. Deci a fost mai închis numai din cauza soarelui să arde. Am înțeles, dar îi lași pe afară, așa ai? Cai. Tot timpul să fac. Am înțeles. Am băgat unul că ai venit tu. Așa, ca să putem să-i prindem, cum se zicea. Așa, Marian, frumoasă mânza ai. La 3 săptămâni. Aha. Ce îți faci? Frumoasă, groasă. Fauzar, hai să. Las-o, las-o. Du-le încolo, că atunci vine și Zara după tine. Hai. Și o putem vedea, știi? Poți să o lași acolo. Că apoi vine și mânza mică. Ii, Petre, vorbește tu cu ea, te rog. Hai, Zara. Hai la mamă. Hai, Zara. Hai, scuze, mamă. Hai, Zara. Hai, Zara. Du-o încolo, că trebuie asta. Hai, vezi pe tot? Hai și mere la mamă. Hai. Petre, tu ești luptător? Ha? Când și când? Când treabă? Că... Hai, Zara. Eu te-am întrebat că... De la freză. Că nu, luptă... Nu, fost la frizer, s-a dat mai înalt. Când e weekendul, mereu la femei. A, mere... Cum? Hai, Zara. Și sunt ceva cluburi deschise sau care e faza, Petre? Atâtea nu rage deschise. Și te duci? Frecvent? Nu, frecvent, am ocazional. Ocazional merg? Și pe Marian, le cu tine? Nu, că e geloasă prea tineasă. Aha. Doamne ferci, avem probleme. E, da, și doar ia și el prietena lui și te mere, nu? Ha? Nu mere așa. Ori mere noi băieți, ori. Fetele cu fetele, băieți cu băieți. Am înțeles. Așa, și Marian, ai bază în el dacă ăsta, așa, da, în caz... Da, băiat, foarte bun, băiat. E, da, zic că în caz de vreo pană la mașină sau ăsta, ai... Vine cu tractorul și cu ce vrei. Du-te, mă. Păi în domeniu. Da, aici Petre e prietenul nostru. Petre, ai cai tu? Nu am. Păi? Iubesc cai, dar nu am. Și? Nu te-ai gândit să-ți iei? Hă? Nu. Ai un fizic de apreciat. Îmi place, păi. Îmi place că nu ești gras. Păi ești sport. Silueta. E, dar ce mănânci? Verdețuri sau ceva? Clisă. Cum? Clisă. Ai arderi bune. Dar Marian nu stă așa bine cu arderile. Marian, tu cum stai?
Eu am ulea. Am înțeles. No, ce se face? Sănătos? Da. Mai ai ceva de să ne arăți? Mai am o mânză de 2 ani. Și atunci ai o bagi apa cu mânză înăuntru? O bag acolo în poivan. Bine, bine. Du acolo, acolo, de noi aproape. Pauză. Hai, Zara! Hai, Zara! Mână pe Zara, nu! Las că merită, bă! Zara! Fii atent că s-o pus la rude. Aia o să trag. Babi. 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 Vezi că, Marian, da. Mânzul nu s-o duci de acolo, da, vine, să nu lovească armăsarul. Este o mânză de 2 ani. Fii atent, Marian, tu ai mai avut un negru tot pe stilul ăsta. Ha? Negrul ăla ce-a fost mic atunci. Deci ai avut un negru mic, așa-i? Da. Dar auzi, ochiul ăsta are probleme cu el? Nu! Așa e pe culoare? Ochiul? A. Așa e el. Dar vede cu el, nu-i problemă. Vede cu el? Pum! Deci are un ochi albastru. Cam așa ceva, să vezi? Aha, văd. Am văzut. Dar nu știu ce-o făcut, s-a lovit în raci. E, da, l-a avut ochiul, l-a avut tot așa, ca în altul, nu? Cred că da, nu știu. A? Da, și... poate și-a revenit. E, da, nu i-ai pus nici zahăr sau ceva? Nu i-am pus nimic. Era bine de pus ceva. De 2-3 zile așa. De 2-3 zile așa? Da. Și de ce nu vorbești cu medic? Noi avem un medic. Ai vorbit. Sau cu domnul Costel. Te rog să-l contactăm pe domnul Costel. Dânsul e omul care ne poate ajuta. Da? De? De acum? Hai că și las numărul lui de telefon. Aici avem un mânz de... 2 ani. Cum îl cheamă? Jean. Ha? Jean. Jean? Da, ce e? Știi piesa cu Jana? Piesa aia cu Jana și cu Janu. Nu. Ha? S-o cauți pe YouTube, te rog. S-o ascult. Da. S-ar culca jos. Aha. Deci zici că el e un mânz care l-ai avut tu de la... Câte luni avea când l-am văzut noi? 7-8 luni. Lasă-ți să se pună. Hai copile, pune-te jos. Te pui, nu te pui. Musculos mânz ai? E frate cu mânza aia roșie și coala galbă. Aha. Și de mamă și de tată. Foarte frumos. Bun, Marian, îți mulțumesc tare, tare frumos. Îi mulțumesc lui Petre. Petre, îți mulțumim frumos. Petre, îți mulțumim tare mult. Salut, și eu vă mulțumesc. Așa. Marian, îți mulțumesc tare frumos. Mi-a făcut o plăcere că am ajuns la tine. Îmi cer scuze că am fost ora trecută și nu m-am băgat pe la tine. N-are. Na, vezi tu cum e cu nebuniile, cu drumurile, cu chestii, drumuri spontane, făcute pe seara, știi? Da. Ce să zic, îți doresc multă sănătate și la Petre la fel și ne mai vedem. Vii mâine la Țăcădat. Da, mă rog. Bine, multă sănătate, poți să-l bagi. Ne vedem acolo. Bine. Hai.